Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de GTA 5 Real Life Mods. Și astăzi ne vom cumpăra o bicicletă, sau cel puțin asta vom încerca să facem. Tipul a lovit o mașină și am legat. Ok, am instalat câteva moduri de data trecută, dar înainte să vă spun ce moduri am instalat, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru cele 10.000 de like-uri care s-au strâns la episodul anterior, pentru că nu am mai strâns noi de foarte multă vreme atâtea like-uri, adică un număr destul de mare de like-uri, având în vedere că nu v-am spus să dați like sau ceva de genul ăsta, sau dacă, nu mai țin minte exact dacă v-am spus să dați like sau nu, dar n-am făcut un mod în care să vă conving așa, mamă, neapărat trebuie să dați like, știi? E interesant când se strâng multe like-uri și nici nu vă cer, sau nu vă reamintesc să dați like. Deci chiar vă place seria și am văzut asta și e o idee interesantă, adică probabil vă place pentru că e ceva mai original, ceva mai diferit, mă gândesc, nu știu, dar astăzi vreau să facem ceva bănuț ca să ne cumpărăm o bicicletă și am instalat un mod, se numește Sitting Mod sau ceva de genul, prin care poți să stai jos pe scaune sau bănci ce găsești pe aici prin oraș. Am mai instalat încă un mod. Ok, hai că trec și eu repede, sper să nu mă calce nenea asta. Cred că nu e nimeni acolo în mașină. Am fost aici, era aia cu programatorul, ok. Bun, păi aici am fost. Aici era facultatea aia, parcă. Da, țin minte. Și aici am fost, aia cu taxiul. Ei bine, aici nu am fost. Nici aici nu știu dacă am fost. Hai să ne întoarcem de unde a venit, ce naiba. Nu mă călcați, vă rog. Am mai instalat un mod cu human ceva, human needs sau ceva de genul, în care avem nevoie de mâncare, somn și să ne distrăm. Avem trei bări acolo care fac jocul mai real, adică ok. Știu că îl confund pe Michael cu Franklin, sunt conștient de asta, dar nu pot să mă opresc, nu știu, fără să vreau spun că ăsta e Franklin în loc de Michael. Și fără să vreau spun că facem la stânga și de fapt facem la dreapta. Deci sunt niște greșeli de care nu-mi dau seama că le fac. Deci trebuie să mă iertați pentru chestiile astea. Deci Michael are nevoie să mănânce, să doarmă și să se și distreze puțin în viața lui. Bă, stai așa. Mă călca. Să se distreze puțin în viața lui. Mă gândeam să facem live stream-uri în loc de episoade. Poate altă dată, habar. Nu știu, momentan rămânem la episoade, stai acolo. Hai să vedem ce e aici, pentru că nu-mi dau seama. Aici e aia cu, ok, cu pompieri. Așa. Păi, hai să vă arăt. Ce neba sunt chestiile astea, probabil vă întrebați. Ei bine, astea sunt niște magazine. Te duci în magazin, scumperi de mâncare. Te duci în magazin, scumperi de băut. Și te duci la motel și dormi. Deci, bine, asta cu motelul nu știu cum funcționează. Astea știu. Te duci pur și simplu, ții mâncare ca pe multiplayer, apeși pe N, numai e pe M și mănânci mâncarea. La motel nu știu exact cum e, poate o să mergem tot astăzi, însă, ce e asta? Eu am uitat care sunt clădirile, cum sunt făcute, era mișto că asta să scripteze și să spună, dar probabil nu merge, e tot motel ăsta, ok. Uite că măcar face diferența între motel și business, să fi spus firefighter, aici college, știi, chestii de-astea. Am înțeles că este o chestie foarte bănoasă aici la aeroport. Mă uitam eu așa la joburi. Nu mi-am dat seama care e faza cu aia de firefighter de data trecută. Ok. O secundă, vreau să mă uit de ceva. Poți merge cu metroul. Știți deja asta. Presupun că știți, nu? Nu e mod, nu e nimic. Așa e în joc. Hai să vă arăt asta. Deci pur și simplu stai jos pe bancă. Nu merge pe băncile astea? Pe băncile astea nu merge, ciudat. Poate nu le recunoaște sau ceva gen? Apeși E și stă jos. Uite, poie. Vorbești, nu știam că poie vorbești cu femei. Pe banca aia nu o recunoștea, nu știu de ce. Așa, fiți atenți. Voiam să mă uit eu. Deci unde suntem noi? Noi suntem aici. Este vreo linie de metrou în calea noastră, ca să mergem cu metroul, pentru că ar fi destul de șmecher. Dar trebuie să-mi dați o secundă să mă uit. Deci, unde suntem noi? Ok. Băi, e una în apropiere. Este una undeva pe aici.
uite undeva fix pe acolo. Hai să mergem să luăm metroul, să vedem cât de departe ne duce. Adică bine, știu că trebuie să ne lasă undeva la aeroport metroul, dar mai schimbăm și decât să mergem cu taxiul, mai mergem și cu altceva. Nu știu de ce nu stăteau la adineori pe bancă, habar nu am. Probabil unele... Ia, asta o recunoaște ca fiind bancă și să poată... Stai mă, păi asta nu? Ce are, bă, de nu vrea? I knew I would still be living at home at 43, I wouldn't have majored in television studies. Ce naiba? Asta e că vrea să mă bată. Nu te văd aici. Bă, pe banca aia de acolo stătea, acum ce naiba, nu mai vrea? Oh, aveam stația de metrou fix aici, ești nebun? Ah, ok. Chiar la începutul episodului. Bă, pe asta stătea. Dar uite, pe asta stă. Te duci, apeși E și stai jos și îți poți schimba chiar și animațiile, cum vrei să stea. Ok. Avem și o mică hartă aici la metrou. Rockfall, dar nu e toată. Ok, hai să mergem mai jos și să vedem. Oare e cu două părți, ca în viața reală, pentru că nu știu pe ce parte trebuie să mă duc. O să încercăm să ne uităm puțin la hartă să vedem. Poate ne ajută. Nu, avem niște reclame. Ok, ok. Bună, bună. Nope. Ok, aici e. Ar trebui să plătim bilet. Ne prefacem că am plătit. Și intrăm. Bună, nenea polița. Bă, cu pușca în metrou? Bă, lasă-mă, dar ce securitate-i mă asta? Îmi spuneați voi în episodul anterior că... A, dar asta nu e ATM. Scuze. Domnul polițist mă bate! Ia bate omul de față cu polițistul! Fraiere! Dai jos, fraiere! Bă, mi-ai murdărit hainele! Ia că mă împușcă și pe mine de asta! Mi-ai murdărit hainele! Așa trebuie dacă te pui cu... Iar să zic Franklin, dacă te pui cu Michael. Nu mai fiți speriați, totul e în regulă, oameni buni. E o zi normală în viața lui Michael. Bun, coborâm aici jos de tot și nu știu pe ce parte e dus și pe ce parte e întors, asta e problema. Ar trebui să fie o hartă aici. Vom aștepta, dar în primul rând nu știu când vine și nu știu... Ok, păi, dacă ne uităm pe hartă... Oh, fuck, n-am hartă aici. God fucking damn it. Uite exact... Pot să mă uit așa, ok. Fiți atenți, noi trebuie să... Dar nu-i completă! Nu știu care ne duce și care ne... Habar n-am, băieți! Vom aștepta aici! Bă, vine, dar nu știu... Stai, fă! Bă, oprește! Opriți, băieți! Ok, ok, ok. Fără bătaie... M-am urcat. Pot să stau jos? Dacă pot să... Mamă, dacă puteam să și stau jos. O parte, o parte. Ok, apare nu pot să stau. Pot să mă așez. Ia. Yeah. Și pleacă. Oh, ok, ok. Acum pot să văd toată harta. Nu, nu pot. Nu pot să văd toată harta. Da, 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 da. Închide ușile. Ce că l-ai stresat. Băi, ne ducem, dar nu știu unde. Nu mi-arată unde. Merge și cam încet metrou ăsta. Metrou, ce naiba fi? Fuck. Trecem pe lângă aia galbenă. Nu știu dacă mă duce bine. Ia stai să mă uit. Ar trebui să facem o curbă. Mă uit aici pe hartă, dar nu... habar n-am dacă suntem bine. Asta e problema. Dau seama unde ne duce. Normal ar trebui să coborâm la... Cred că coborâm la prima stație. Habar n-am unde am ajuns, băieți, sincer să fiu. Sincer. Trains North. Vedeți ce scrie acolo? Little Seoul.
Și după ce mă uit eu pe hartă, n-am mers foarte, foarte departe, dar mergem bine, cred. Însă mai avem câteva stații. Credeam că s-o bată acolo. Mai avem vreo, cred că, 3 stații sau ceva de genul. Deci, mai e de așteptat. Chestia asta merge super greu. Holy fuck, se mișcă greu. Ar fi trebuit să se miște mai repede, nu știu. Parcă în viața reală se mișcă mult mai repede de atât. Ăla e un șoarece? De ce n-aia merge ăla pe linia de... Vă lasă supra la din spate? Merge casual pe unde merge metrou. Ieșim la suprafață, băieți! Stăteam și mă uitam pe telefon, că n-am ce să fac, mă, e prea plictisitor. Dar dacă tot m-am urcat aici, vreau să mă duc până la capăt. Ok, acum cred că mă pot uita pe hartă. Deci, cam pe aici vedeți că suntem. Și noi ar trebui să ajungem undeva pe aici. Acum, e o rută care duce în jos. Și una care duce pe aici, ceva gen. Și nu știu pe care va merge el. Oricum, cred că la următoarea stație vom coborâ. Pentru că... Să nu mai plimb pe jos, mai bine merg cu ăsta. E și gratuit, deci nu va costa nimic biletul. Și merg singur. Nu vrea nimeni să se urce cu Michael. Yep. Dă-i bătaie, nu urcă nimeni. Cred că e ultima dată când mai merg cu metroul ăsta. Fiți atenți unde am ajuns, băieți. Hai să ne uităm și noi atent unde a ajuns Michael. Hai să vedem. Deci, nu-mi dau seama cum naiba am reușit. În primul rând ar trebui să... gagică. În primul rând ar trebui să-mi dau seama unde naiba ies. Cred că pe aici. Ia oare mai e sânge pe jos? Cred că suntem exact de unde am plecat. Ok, s-a curățat sângele sau care-i faza? Nu vine să cred că mi-am pierdut toată ziua în joc. Doar ca să ajung de unde am plecat. Deci are o rută ceva de genul ăsta. Se duce pe aici. Coboară așa. Și mai e încă una prin care se duce la aeroport. Dar nu știu exact cum ar trebui să fac să ajung aici. Așa că pur și simplu voi lua un taxiu. Și fuck that, dude. Oh my god, nu mai vreau așa ceva niciodată. Ne-a ajuns destul metroul. Bă, îmi place taximetristul ăsta. Nici nu se oprește la... Se oprește după ăsta acum, nu? Hai, bă! Nici nu se oprește la semafor și deja s-a bușit. Nu-i mai merge un far în spate. E nebun. Dar avem destul de mult de mers, deci... I-am zis să se grăbească, dar... Na. Sunt extrem de multe... Sunt foarte multe moduri în joc, adică pentru GTA, dar sunt cam greu de găsit. Asta e problema. Sunt curios dacă e vreunul pentru taximetriști. Sau poate unul e pentru metro. Metroul e chiar prost făcut, adică nu-mi dau... În primul rând merge extrem de greu și hai să fim serios. Cine naiba folosește metroul în GTA 5? Adică dacă te-ai juca normal, mai repede furi o mașină decât să mergi cu metroul. Probabil și de-aia nu l-au făcut ca lumea. Merge greu și nici nu-ți arată ruta lui. Deci dacă nu te uiți pe internet, habar n-ai pe unde se duce metroul. Și destul de nasol, pentru că... Dacă jocul încearcă să fie realist, era mișto să fie până la capăt. Da, mă rog. Asta e. Poate era vreun mod pentru metroul ăsta, mă gândeam. Poate a modat cineva ceva. Da, mă rog, hai că aproape am ajuns. Merge foarte repede tipul ăsta, deci la taximetriști au făcut o treabă bună. Na, că acum se oprește, ești nebun. Pe aici trebuie să fie și o stație de aia de metrou. Ne taxează mai mult că e noaptea, câte ceasul? E 4. Trebuia să dorm la ora asta. Cred că e bine și pe aici. Să vedem. Ne vom angaja ca paznic la aeroport. Vedeți vreo intrare de metrou ceva? Trebuia să fie una pe aici. Taxi, taxi. Ai drept în față. Stop! Aici. A să cobor $26. Bun, nu prea mult. Taxi. Ok. Vedem că e și poliția. Bun, odată, mi se pare că asta e de pilot. Salut, domnilor polițiști. Mamă, cu arma în mână, noaptea, cine? Mă rog, hai să vedem. Dacă mă pot angaja ca pilot. I'm sorry, this job requires you to have a college degree. Ah, fuck. Ok.
Și mi se pare că te poți angaja fără nicio problemă ca paznic la aeroport. Ca paznic îți dai seama că n-ai nevoie de diplomă pentru facultate. Mă rog, diplomă de la facultate. Hai să dau și o luminositate mai mare. Cred că rămânem pe RGB. Așa, arată bine. Se face și dimineața. Uite mă, hai să ne uităm la ATM. Mi-a zis că... Ce bă, s-a întâmplat? Nu pot să mă uit în ATM. A, uite aici era. Nu pot să mă uit în ATM, dar nu mai am niciun ban. Adică banii ăia n-au intrat în bancă. De la recută de mi-am dat eu cu modul. Press E to apply. Să vedem așa. Ia. Yeah. I'm sorry, you did not get the job. Ah, la naiba. Ok, hai să mai încercăm o dată. Bă, vreau slujba neapărat. Yeah, fuck yeah, dude. Airport security. Deci nu mai suntem pompieri, acum lucrăm ca și gardă la aeroport. Pasnic. Și aici e destul de amuzant pentru că pur și simplu farmezi. Adică doar intri și apeși. Nu prea faci nimic. Însă e o slujbă bună de început pentru că farmezi bani. Trece foarte repede timpul. Trece timpul mai exact. Uite, de exemplu, este 8 dimineața. Și acum este, cât e? 15. Deci vedeți că durează ceva. Însă, haideți să farmăm aici până facem vreo, habar n-am, 1500, zic eu. Ceva, aș vrea să-mi iau o bicicletă și să... Să dăm de carnet. Să iau taxi license-ul acela, dar nu mai știu cum se... Taxi license, cred că se numea. Și costă $1000. Și aș vrea și 500 pentru bicicletă. Cred că asta ar fi destul de decent, ce ziceți? Am terminat pentru astăzi, băieți, 1600, eu zic că e destul de decent. Aș vrea să mă duc să mă culc, ia să vedem, dacă m-aș duce eu la un motel. Ok, vreau să mă duc la acest motel, să dormim până mâine dimineață, pentru că vreau să ne distrăm, băieți. Am făcut mulți bani, deci eu zic că asta este super. Contacts, chemăm un alt taxiu, chiar dacă ar trebui să fie pe aici multe taxiuri. Ok, văd că nu vine niciunul. A, uite-l mă pe ăla, bă! Ala, avea client. Ok, ăla avea deja client, deci așteptăm taxiul nostru. 75 food, vedem că deja ni se face puțin foame, când devine cu alb, înseamnă că e medium, verde înseamnă că e foarte bine. Nu-mi dau seama care dintre astea două e al nostru. Ăla? Extra cost, nu-mi dau foarte mult! 65, ok, e bine. Some guy just broke in and stole all, oh my god, no, from bunny? Bine, nu bunny mei, dar mă rog. I don't know what to do. Fuck that. Hai să ne culcăm. Oh, aici amintesc scena aia cu Trevor, când l-a omorât pe ăla. Oh, fix în partea cealaltă. Am uitat să iau un calcul că ne costă și când dormim. Oh god. Nu știu dacă mă bagă înăuntru sau pur și simplu dorm. 135! Ok, se pare mai putem să ne cumpărăm bicicletă. Ok, e dimineață, am dormit, ne-am și distrat. Și hai să... Ok, nu mai pot să-mi cumpăr bicicletă, însă aș vrea să mă duc să-mi... vreau să mă duc aici. Să mă duc pe jos sau să chem alt taxiu? Hai că nu urcăm repede în taxiul ăsta. Wow, 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 bă, unde te bagi? Nu vezi că mă urc în taxiu? Hai, boss, hurry! Ia, se mișcă repede asta? Nu, nu se mișcă. Hai să dăm skip. Ca să fie totul rapid, să nu pierdem multă vreme. Okay, vreau să mă angajez ca taximetrist, băieți. Cred că ăsta era cursul de care aveam nevoie. Oh my god, ce avem nevoie de mâncare. E, driving course. Ok. Drive around for a 2 in-game hours and don't crash. What? Ce bă, nici nu m-am mișcat! E glumă? Băi, am o veste proastă. Nu merge, efectiv. Driving course. M-am uitat pe YouTube la un videoclip să văd cum se face. Și în momentul în care plecam, nu trebuia să mă oprească, nu trebuia să mă dea afară.
Deci e un bug. M-am dus pe topicul modului și am văzut că era o persoană care avea aceeași problemă și a lăsat comentariu gen prin ianuarie. Moderatorul, cel care a făcut modul, nu i-a răspuns, deci habar n-am ce se întâmplă. O singură chestie s-ar putea să fie de la asta, altfel nu-mi dau seama de ce, de la ce ar fi. Nu am ultima versiune a jocului GTA. Mă înșel că e de la asta. Adică nu știu dacă ar avea legătură ce versiune de GTA am eu, pentru că nu am una extrem de veche, dar nu cred că am ultima versiune. Îi voi face update pentru episodul următor, dar până atunci, nu știu, nu va merge și oricum mă îndoiesc că e de la GTA-ul meu, că nu e updatată versiunea sau ceva. Habar n-am. Deci vom lăsa pentru data viitoare, până la urmă, n-am ce să fac altceva. Păcat, pentru că voiam să văd cum e să fii taximetrist. Da. Doar mă face altceva. Vreau să-mi cumpăr bicicletă. Ok. Nu mă interesează că ne-a spart cineva, nu știu ce. Hai să-mi cumpăr bicicleta. Pedal metal 500. Hai să o comandăm. What? Insuficient funds? Oh, ok. N-am destui bani pentru că mi-a luat degeaba. Stați puțin. Hai să ne dăm 1000 la loc. Adică azi că am plătit degeaba. Mi-a dat fail la examen pe nimic. Bun. Hai să mai încercăm. Bă, ce moftic. Fuck. Thank you for shopping at Pedal and Metal. We hope you will be happy. We're currently arranging transport of your vehicle. Ok. Hai să vedem. A plecat taxiul. Trebuie să ne ducem de aici. Mă rog, aici trebuie să ne ducem. Cred că de acolo luăm. Putem să mergem și pe jos. Thank you. Așa. Oh, deja a ajuns. Ok. Hai să mergem și dacă vedem un taxi, îl chemăm. Și mergem să ne cumpărăm și niște haine. Să schimbăm costumul acesta. Bă, chiar moftic că nu merge ăla cu taxiul. Și mie să nu fie gen de la mod și să nu am ce să-i fac, pentru că altfel nu-mi dau seama cum aș putea să iau jobul de taximetrist dacă și nu știu cum să contactez autorul modului. Probabil va fi cam greu de contactat. Și am încercat să-mi scot toate modurile, asta am făcut adineauri, am scos toate modurile din GTA și am lăsat doar modul acesta, Jobs 5. Și tot nu merge, mă gândeam că poate e de la un mod de-al meu sau ceva. Ce muncește doamna, bă? Mă gândeam că e de la un mod de-al meu și de-aia nu merge, însă nu e. Fuck! Dar vom vedea. Chiar după ce termin filmarea mă duc să îmi updatez jocul și să vedem dacă mergem. Dar facem pentru episodul următor, nu e mare pagubă. Haide. Se pregătește de jogging. Ah, are un cuțu cu ea. Bună. Ham. Hey, whatever. Ok, whatever. Nu s-a făcut nimic. Mă pare mai șmecher așa din first person. Hai să mergem până acolo repede pe jos și ne luăm bicicleta, după aia mergem să ne luăm niște haine. Și băi, am făcut bănuți destul de bine, zic eu, adică 1000 și ceva de dolari merge pentru început, dar încă nu am văzut toate joburile. Nu am văzut toate joburile care cum sunt, le vom descoperi noi pe parcurs, dar eu zic că joburile destul de bun, pentru că pur și simplu farmezi bani, știi? Dar mi-ar plăcea așa ceva, nu știu, cum era taximetristul, pur și simplu te plimbi cu taxiul, știi, îți duci clienții. For sale, David Cho. Pot să cumpăr asta? Nu pot. Nope. Fosta noastră casă. Pot să trec? Da, pot să trec. Fosta noastră casă chiar aici, dar nu mai e, ne-a luat-o statu. Ripping pepperonis. Cu mașina noastră cu tot. Trebuie să ne readucem pe picioare de la zero. Cred că fix aici e garajul. Două mașini la fel, nu pot să fur și eu una. Vreau și eu o mașină de asta frumoasă. Cred că sunt un nimeni momentan. Uite-mă pe ăsta ce bagă. Momentan.
Am ajuns, băieți. Aș fi obosit, Michael. Haide, haide, haide să ne vedem bicla. Trebuie mai întâi să mă duc să mănânc și după aia merge să ne luăm niște haine. Hai să intrăm în garaj. Be warned. Ok. Suntem filmați pe aici. Ce mașini frumoase, nu pot să le iau eu. Ok, nu pot. Hai aici, băieți. Da, așa ne vom mișca pentru ceva vreme. Că n-avem mașinuță. Ia uite-l, mă! Safety first. Și-a pus casca și hai să mergem. Vom merge pe trotuar, chiar dacă logic ar fi să mergem pe stradă. Cu bicla. Ok, păi, prima și prima dată vreau să mă duc să mănânc ceva, așa că... normal m-aș duce aici să-mi iau haine. Dar, hai să mergem la colțul blocului. Bună, n-am claxon. Ding, ding, de la. Bună, fetelor. Și pe ce naiba s-ar? Oh, pe space. Woo! Și trebuie să spamez? Cum era, pe caps lock? Bă, duc, bă, rug, glumă. Holy shit, stai puțin, stai puțin, stai puțin. Cum naiba să duce asta repede? Oh, pe caps lock, ok. Wow, 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 wow. Și pot să fac tricuri. Michael la platoane. Ho. Sărim pe ăsta. O parte. Șmecher cu bicicleta, ne mișcăm super repede. În sfârșit. La o parte. Vine demonul străzilor. De ce zic Franklin, Michael? Ok. Șmecher, șmecher. Dar nu vreau de aici. Nu. Stai un pic. Deci ce e asta? Coffee shop. Nu vreau coffee shop. Vreau un magazin în care să pot să intru și să-mi iau de mâncare. Restaurant. Nu restaurant. Nu știu care cum sunt. Ăsta cred că e. Liquor store. De aici nu știu dacă poți să-ți iei mâncare. Mi se pare că ți-ai doar de băut. Mă rog, hai să ne mișcăm. Oricum ne ducem repede. Băgăm repede pe aici, pe trotuar. Wow. Să nu mai avem unul pe bot. Prima mea zi cu bicicleta și dacă mă strivesc ăștia pe aici. O, dar să duce, mă, Michael. Stai acolo. Nu înțeleg de ce se sperie ăștia de mine, că nu le fac nimic. Știi ceva? Acum că mă uit la asta, îmi face chef să vreau să merg cu bicicleta. Să te plimbi așa peste tot. O parte, la o parte! La o parte! Ah, nu știu de ce ne-a apăs pe space pentru frână. O parte, băieți! Bă, da, zici că merg cu mașina pe trotuar. Se sperie toți! Ok, aici trebuie să fie. Sper să nu-mi fure cineva bicicleta. Să las-o aici, băieți, am încredere în voi că nu o furați, da? Nu o furi, da? Și ne bebe lagul ăsta. Oh my god, nu lăguiește rău de tot. In a rush? Good. In a rush? Rob the cash register by pointing. Nu vreau să fur. Ok, deci așa ne cumpărăm... Ia stai să vedem. Oh, ok. Așa ne cumpărăm... Bine, astea sunt băuturi, vedeți? Ne dau fun, dar ne scade sleep și health. Și tot așa cu fun. Aici e bem ca să ne... Wow. Să ne distrăm, însă nu vreau să beau, mi-e foame. Știu că pot mânca de la restaurant, am un magazin exact ca ăsta, în care poți intra. Coffee shop. Ăsta o fi? Oh, e food store, e ăla mov. Oh, ok, stai puțin, Michael, safety first. Pune-ți căscuța. Nu cred că mai are nicio cască, a aruncat-o pe aia pe jos. Ok, ne ducem fără căscuța atunci. Îmi lăguia în jurul magazinului, dar nu știu de ce. La o parte, doamnelor. Vin repede. Să ne mișcăm repede ca să nu pierdem mult timp. Să nu omor pe cineva, poate mai ia poliția că omor oamenii cu bicicleta. Aia mi-ar mai trebui. Ok, aia a fost destul de aproape. E verde. Wow! La fix. Băi, amuzat să mergi cu bicicleta. Gen, să faci roleplay că mergi cu bicicleta. Hai că nu mă calcă nimeni.
Se sperie băiețașii. Și e fix aici la dreapta. Ce e ăla? Un criminal! Du-te după el! Eroul Franklin salvează situația! Oh, stai pe jos! Are un pistol, omoră-l! Oh, cred că l-am terminat. Ok, e mort. Avem un pistol, ești nebun? If you retrieve a stolen item, you can choose to keep it. Am luat $500. Oh my god, păstrăm banii sau nu? Dar de ce am aceeași sumă de bani? Ah, nu, că am cumpărat bicicletă, ok. Scuze, voiam să merg pe trotuar. Să returnăm banii sau să-i păstrăm? De ce merge ăsta singur? Merge singur în față, ești nebun? Returnăm banii sau îi păstrăm? Hai să returnăm. Ok, sunt un tip bun. Nu o fac rău. Plăcere. Oh, ne-a lăsat $50. The autosave pause menu, bla bla bla. Are you sh... Oh, cred că mi-a dispărut bicicleta. Ok. Ok, băieți. Am făcut o faptă bună, mă simt bine. Și vreau să chefuiesc. Oh, îmi dărâmă gunoiul. Ok, hai că am ajuns la supermarket. Nu cred că avem de-astea unde să ne punem bicicleta. Dar e ok și așa. Hai să vedem. Open. E închis. Bă, de ce naiba e închis? Oh, la naiba, trebuie să găsim altul. De ăsta mov, cred că ăsta e. Ia, yeah, de la e? Da, sigur de la e. Bă, da, avem de mers, nu glumă. Dar bine că avem bicicleta, că ne mișcăm repejor. Aolo! Ok, era să mă fac praf. O, da, se sperie ăștia de bicicletă. Putem să trecem și așa repede pe stradă, că nu ne calcă nimeni. Nu murim. Dar avem pistol. Ok, dar nu avem gloanțe. Nu știu cum îmi pot cumpăra. Cred că de la ammunition. Oh, aia a fost aproape. De la ammunition îmi pot cumpăra gloanțe. Dar momentan nu am ce să fac cu ele. Adică o să păstrăm cuțitul, doamne. Pistolul gol. O, bă, că nu-ți fac nimic. Oh, nu știu cum ne-am căzut. Du-te, du-te, Michael. De aici am plecat și eu. De sub pod în primul episod. Dar acum sunt. Am urât pe cineva. Stai un pic. De ce merge ăsta singur? Nu înțeleg. Ui, ești bine? Cineva să cheme ambulanța. Oh my god. Cum ne va chema ambulanța? Poți să... Nici nu cred că merge. Oare poți să formezi? Na, nu cred că merge. Nu știu exact dacă merge sau nu. Contact, quick save, checklist, settings. Na. Nu cred că avem ambulanța aici. De ce e telefonul așa aprins? Blimp? Na, nu merge. Nu merge să chemi ambulanța, păcat. În GTA 4 știu că mergea. Îmi pare rău de tine, tipule. Cred că a adormit, n-a murit, că n-avea cum să moară așa ușor. Îl vom lăsa acolo, se trezește el altă dată. Până atunci mie mi-e foame. Aha! Aici nu m-ai închis. Salut, Ying Yang Joe. Press E to shop. Vreau să cumpăr de aici. Uite așa, apăsăm E și cumpărăm niște snack-uri. P's and Q's, ce naiba fi aia. Ego Chaser. 20 health, 30 health. Uite, putem să cumpărăm asta. Și cumpărăm meteorit. A, o chocolate bar. Ok, e ciocolată. O să cumpărăm 3 de astea. Să vedem. Și dacă apăsăm pe N, vedem că avem meteorit. Și mănânci? Mănâncă puțină ciocolată, Michael. Și ne-a dat 91%. Eu zic să păstrăm celelalte două bucățele. Ok. Și acum hai să mergem să ne luăm niște haine. E chiar lângă noi. Da, nu, eu voiam să... Hai să vedem și aici. Ok. Iau curbele mai repede așa dacă apăs pe space.
Fix aici ne luăm și hainuțe. Mă rog, de aici. Unde pot să-mi lași o bicicletă? Pe acolo aici. Păi, ăsta merge singur. Dacă apăs pe caps lock ca să dau sprint, merge singur așa ca nebunul. Ok. Hai să vedem. Ce hainuțe le putem cumpăra? Bună, bună! Hei! Ce haine poate Michael să-și cumpere? Hai să vedem aici. Nu merge? Bă, vreau să-mi cumpăr hainuțe! Ok, un tricou. Ok, asta arată drăguț. Aparent o am deja. Am cumva toate hainele din joc? Cred că da. Bă, ești nebun? Bă, măcar așa, acum nu mai arăt așa rău. Shoes. Na. Holy shit, arăt ca lumea. Tricouri, nope. Polo shirts, nu. Nu. Pantaloni? Nu avem și pantaloni pe aici? Oh, pot să-mi cumpăr ochelari. Zici că sunt un tocilar de la... Oh, ăștia-mi plac. Stai. Da, ăștia-mi plac. Care erau, mă? Cred că merg ăștia sau... Ăștia. Hai că arată bine, Michael. Polo shirts. Bă, aici erau pantaloni. Ar trebui să ne lasă să ne schimbăm pantalonii. De ce nu ne lasă? Înseamnă că e în altă parte? Oh, aici? Și doar de ăștia scurți sau care e faza? Shorts. Ce sunt shorts? Nu sunt pantaloni. Shirt? Nah. Bă, oricum arată bine și așa cum e el. Nope. Era pe aici ceva cu... Ok, pantofi îmi plac. Poți să jur că aici te lăsa să-ți iei pantaloni, nu știu de ce nu mă lasă. Mă rog, băi, arată decent, hai să mă uit în oglindă. Arăt bine, a? Hai bă, că arăt mișto, n-ai ce zice. Ia. Stau așa, zici că, mamă, sar la bătaie. Briefs? Ce n-ai vrea să stea? Ah! Hope you find it, I guess. Oh my god, chiloții. Îi luăm de ăștia roșii. Nu! Nu mi-a schimbat de tot! Nu voiam să iau kilos pe mine! Adică voiam, dar nu peste pantaloni! Oh my god, am stricat totul, băieți. Bă, acum trebuie să-mi iau shorts. Ok, ce naiba aș putea să-mi cumpăr? Cred că merge și așa. Nu? Cred? Oh my god, mergem în altă parte. Sper că nu mi-a furat cineva bicicleta. Ok, n-a furat-o nimeni. E bine. Hai să mergem mai departe. Vreau să mă duc la un alt magazin de haine. Asta e puțin, să ne ducem și aici să vedem. Perfect. Bun, hai că arătăm mai decent. Oh, asta fix pe bicicleta, să-i prostul. Ok, o să fug să mă prefac, că nu s-a întâmplat nimic. Nu vreau să mă urmărească poliția, vă rog. Ok, hai că e bine. Ăștia sar fix în fața. Oh my god, ok. Băieți, nu e bună asta. Bă, ce n-ai m-am făcut? Oh my god, nu e bună deloc. Ok. Hai să ne cărăm de aici de tot. Fuck. Mă duc pe aici, că nu știu să mă găsească ăștia.
Și că scăpăm. Am două stele! Două stele! Ai nebunie la două stele! Ho, am scăpat de două stele, ești nebun? Ok. Uite-i pe aia! Vai de capul meu! Ok, băieți, hai să nu mai facem asta, hai să fiu atent când merg pe stradă. Ok, asta a fost pe aproape. Îmi prindea poliția, am luat și arma și probabil mă și omora. Deci nu prea aș vrea să mai facem de-astea. Ok. Eu doar să-mi cumpăr niște haide, cer prea mult. Ușor, ușor, băieți, ușor. Să nu sară ăștia în fața bicicletei, atâta tot. Ok, verde, dar lasă-mă și pe mine repede. Ok, cred că e același magazin. Fuck, cred că e același magazin. Hai să vedem, poate era ăla băguit și nu mergea să-mi cumpăr pantaloni. Ori asta chiar nu are pantaloni deloc. Na. Ok, văd niște tricouri. Na, surâte. Shoes. De ce ne-am arătat un costum? Sunt în costum, ești nebun, dar de ce? Ok. Oi, se poate să-ți cumperi pantaloni și nu știu eu de unde, ori habar n-am. Niște jeans, ceva, mă rog. Fuck that, arătăm bine și la pantaloni scurți. Ok, dar eu zic că... Wow, intru cu bicicleta în magazin, ce naiba fac? Wow, nice trick, Michael. Ia, fii atent că ne-am urcat pe mașina asta. Asta nu mai e roleplay. Putem să ne urcăm în aia de gunoi? Oh my god, ar fi tare. Ah, nu merge. Ok, eu zic că ne-am descurcat destul de bine pentru astăzi, adică am făcut rost de un job din care am reușit să câștigăm destul de bine. Ne-am cumpărat o bicicletă, ne-am cumpărat și haine, măcar nu mai arăt ca un aurolac. Totuși nu am foarte mulți bani, avem mâncare și chestii trestii. Voi încerca pentru episodul următor să văd cum repar bug-ul acela, să pot să-mi cumpăr, să pot să iau driving license-ul, da, să... pot conduce și să devin un taximetrist, pentru că chiar aș vrea. Pentru că chiar aș vrea. Woo! Chiar dacă ăsta merge singur ca nebunul. Dar lăsați-mi și voi sugestii dacă știți ceva așa și, sau ați vrea să fac ceva anume pentru următorul episod. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și pentru toată susținerea la această serie. Eu am fost Mikael și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!